Ei bine, da, dragilor, muzica este precum vinul, cu cât se învechește, cu atât devine mai bună, iar noi astăzi avem aici în comunitate cea mai veche muzică, drept urmare și cea mai bună muzică, adusă de ansamblul Imago Mundi. Bună ziua, oameni buni, bine ați venit în casa noastră. Da, acum vom opri un piculeț doar instrumentele, da, și ne vom apropia mai mult de microfoane, așa. Cine este vocalist în formația respectivă? Domnul Cătălin Ștefănescu, domnul Ștefan Barbu sau domnul Daniel Ivașcu? Domnul Daniel Ivașcu. Bună ziua, vocalist între piese sunt, da. Când mai vorbiți cu publicul, așa, mai când spuneți una alta, da, mai prezentați o frumoasă melodie, nu? Vă rog să vorbiți în microfoane. Mare, mare atenție, căci suntem la radio. Ce auziți astăzi în comunitate puteți și vedea, evident, pe bucureștefm.ro. Avem o ediție cât se poate de specială astăzi, pentru că avem multe instrumente alături de noi. În primul rând, ce e rotundul respectiv care sună așa din... Bendir îi zice cum la el bendir? Acasă. Bendir, bendir. De e unde provine? Instrument turcesc. Așa, forma acestei tobe, forma acestui tip de tobă e întâlnită într-o groază de culturi și e denumită generic frame drum. Dar asta, în special, e din Turcia. Deci sorbim turcesc din clondir și cântăm la bendir, ca să facem o rimă așa, din poanie. Bine ați venit în emisiune. Sper că ați băut o cafeluță, v-ați răcorit cu apă rece. Prietenii noștri de la cafea.ro au grijă ca invitații noștri să se simtă confortabil. Așa că sper că e ok. Ați băut apă, da? Am băut, da. Ați făcut și vocalize la instrumente? Apropo, vocalizele... Eu sunt un pic răgușit. Da? Vocalizele astea, instrumentiștii cum le fac? Că trebuie să aibă și instrumentiștii, nu o chestiune similară cu cea a vocalilor care, după ce fac gargară... E vorba de încălzire. Da, și mai... De... Cred că depinde și de... pentru degete. Depinde și de instrument, că unii cu gura închisă, alții din potrivă... Da, ăștia care au instrumentele de suflat sunt, da, mai, la ei mă, nu? Gândeam, da, la ei mă gândeam. Ce fac? Că nu prea poți cu gura închisă. Nu e așa mai greu. Da. Dar dacă e ventriloc, poate cânta și la instrument de suflat cu gura închisă. Așa, din stomac, da, cumva. Un proiect cât se poate de interesant va aparține. Despre ce e vorba? Dați-ne indicii. Este un proiect dedicat lui George Enescu. Da, poți. Ne-am propus să folosim, pe de o parte, teme pe care și Enescu le-a folosit în rapsodiile lui, cele două rapsodii române, pe de o parte. Pe de cealaltă parte, avem muzică tradițională românească și nu numai din Muntenia, ci și din Hunedoara și, mă rog, cam din toate părțile țării și Dobrogea, și încercăm să le punem împreună, într-un proiect. Într-o relație, ca într-o așa se spune. O relație, acum, da, să le punem față în față. Și mai e ceva interesant, cred, la proiectul nostru, și anume că prelucrările după George Enescu sunt făcute într-o manieră a noastră personală. Eu m-am ocupat de compoziția acestor piese, să le zic, care pleacă de la aceste teme. Le-am negociat în formație, le-am prelucrat în continuare. Grupul și, extins, da? Da, și a ieșit ceva ce este și modern, contemporan, și ceva care pleacă de la ceva tradițional. De fapt, formația Imago Mundi cu asta se ocupă, nu? Asta face. Creează muzică de fuziune. E un termen potrivit. În ultimul timp e vorba de muzică românească, dar noi am plecat de la muzică renascentistă și medievală, mai mult medievală. Da. Dar da, de câțiva ani, ultimele proiecte sunt în zona aceasta a muzicii românești. Aș mai adăuga un lucru. Acest proiect muzical urmează să fie prezentat publicului bucureștean într-un proiect ce aparține asociației noastre, Asociația Culturală Izvor, un proiect cultural finanțat de Arcub în cadrul programului cultural București Invizibil. Capitala europeană, nu? În cadrul proiectului ăstuia mai amplu, așa, se întâmplă, da, tot felul de lucruri frumoase, da, în ultima vreme. Finalitatea va fi aceasta cu capitala europeană, dar Arcubu are acest proiect care se intitulează București Invizibil, este tema programului cultural de anul acesta. Dar de când a plecat formația Imago Mundi? De prin ce an? De prin 2000, așa?
2001. Da. Deci aveți ceva experiență în spate. Da, avem buletin deja. Da. Da? Buletin care vă dă acces la muzica bună, nu? Dar cum v-ați gândit? Sunteți, bănuiesc, toți absolveți de conservator cu eu sunt excepție. Multe cântări la activ, nu? Eu sunt nu? Absolvent de arte plastice. Serios? Da. Avem și pe cineva de la ASE printre noi pe aici sau de la vreo facultate tehnică? Eu sunt. Ar fi bun pentru partea comercială. Eu sunt excepția, mă rog, dintre instrumentiști. Nu, că să știi, și eu am făcut facultatea de hidrotehnică, adică nu mai miră pe nimeni. Că... Da, absolut, absolut. Ansamblul Imago Mundi înseamnă 6 muzicieni. Uh-huh. O să mă includ și eu printre ei. Plus proiecții video semnate de Cristian Stănoiu, care și el este, nu vine din zona muzicii. Uh-huh. Deci noi în proiectul ăsta ce avem de făcut? Mergem în anumite locuri din capitală, pe care o să ni le spuneți voi la momentul potrivit, sigur, da? Sigur. În special în grădini frumoase din exact, București. Exact, proiectul se intitulează Grădini de Vară. Ne relaxăm, inspirăm aer curat, da? Ne simțim bine în natură, intrăm așa într-o stare, după care... Îl redescoperim pe Enescu într-o, altă într-o nouă prezentare. Da, într-o nouă prezentare. Sună foarte bine chestiunea asta. Și cum facem? Stăm așa pe scăunele? E ca la un concert clasic și avem și un ecran în față, da, unde sunt, se proiectează? Sunt proiecții video mixate în timp real. Deci Cristian, asemeni unui VJ. Instrumentist de jazz, aș zice eu, sau VJ, dacă vrei, mixează bucăți de film care sunt originale, sunt filmările lui. Cu bucățile voastre de muzică. Cu bucățile noastre de muzică, da. Și iese un spectacol complet, zicem noi. Dar nu v-ați gândit să faceți chestiunea asta și în Piața Constituției? Adică dacă omul ăla cu vioara lui poate, voi de ce n-ați putea? Păi cred că e chestie de publicitate, dacă... Dumneavoastră veți participa la așa un proiect? Păi punem și toi așa, noi umărul, fiecare, nu? Să vedem dacă artiștii noștri autohtoni ar putea să strângă atâția oameni într-o piață publică. De ce nu? Nu-i posibil? Da, nu ne temem de idee în sine. Dar, pe de altă parte, să știți că un public... mai mic, nu e neapărat un lucru mai... Bineînțeles că nu e un lucru rău, dar mă gândesc așa, publicul lui Andrei Rion n-ar veni și la spectacolele voastre? Noi suntem convinși că da. Aia zic și eu. Poate ar trebui, pe lângă voi, artiștii din formația respectivă, artistul vizual care pune imaginea, da? Poate ar trebui și un, nu știu, un PR mai de... Lucrăm. Anduranța, așa, care să reușească să... Ați întrebat mai devreme cum reușim să facem acest proiect și eu țin neapărat să subliniez acest fapt, că există foarte multă pasiune în acest proiect. Dan și cu Ana, cred că 24 din 24 de ore se ocupă de promovare, că ați spus de PR, de promovare, atât online cât și telefoane. Peste tot, cum se face. Da. Și lucrurile astea nu se văd. Lumea când vine la spectacol vede o sală plină, de obicei avem sala plină, și bănuiesc că există o mare firmă în spate care face publicitate, care, în fine, se ocupă de promovarea noastră, dar, de fapt, sunt cei doi care... Practic fac toată munca. Da. Noi venim boemi și interpretăm, eu cel puțin. Eu sunt cel mai boem. Iar al doilea mare atu al acestei formații este Cătălin. Mersi. A cărui inspirație practic a generat toate aceste piese. Nu o să vedeți nicio asemănare între o piesă sau alta, deși sunt făcute de el. Starea pe care o creează, fiecare are altceva, altă nuanță, altă culoare, altă imagine. Uneori e dramatic, alteori e un cântec pentru copii. Ceva, deci sunt foarte diferite plajele în care ne desfășurăm și totuși există acest stil. Sună cumva unitar, da. Există stilul Imago Mundi, care
noi vedem, poate că și publicul, dar noi întâlnindu-ne destul de des, în afara concertelor, vedem cum există o închegare tot mai mare între noi, atât ca omogenitate sonoră, cât și ca abordare imagistică sau de idee a fiecarei piese în parte. Dar e o muzică accesibilă oricui? Asta vreți să faceți? Ca muzica asta să devină accesibilă oricui? Nu vorbim aici despre grupuri elitiste, da? Cel mai bine judecăm urmărind reacția publicului. Deci, până acum... Da, dar știi cum e? Ca să vezi reacția, trebuie să vină publicul ăla acolo. Păi, și dacă tu îți dorești să vină public din toate zonele, atunci trebuie să... Da, asta vreau să spun, că întrebând publicul, toți au spus că este ceva minunat, de ce nu e mai des, unde sunteți, că nu vă vedem, este ceva absolut plin adică de la voi nu bucurie. Vin cei care vin de obicei într-o sală de concerte, cei care se duc de o regulă la Ateneu sau care vin la noi la sala radio. Ba da, aș zice că ne adresăm în egală măsură atât publicului meloman, cunoscător, segmentului vreți, respectiv, exact, dar mai prindeți și din alte zone. În egală măsură, muzica noastră e gustată și de cei, să zicem, mai puțin familiarizați cu zona muzicii culte păi, aia din zic, zilele noastre. Cum îi aduceți pe ăștia mai puțin familiari? Îi aducem muzica. Este nici vorba de căldură mare. Îi aducem, nu știu cum. Cred că e și combinația de instrumente. Pentru că avem... instrumente clasice, o parte de formație, cealaltă parte are instrumente tradiționale. Până și numele instrumentelor sună exotic, nu? Da, da. Și atunci cred că creează o anumită curiozitate în public, deși de o parte și de alta. Drâmbă, publicul... cobză, ce-ar mai da. Fi? Brânză, brazdă, mânz, de asta. Viezure. Da, da, da. La ce mai cântați? Clopoței am văzut. Da, diverse instrumente de percuție, plus instrumentele care vin dinspre zona muzicii culte, flaut, oboi, vioară, violoncel, chitara. Chitara care e versatilă, care când e într-o exact. Parte, când în cealaltă. Versatilă așa precum ești tu, că așa ți s-a dus buhul deja. Știu. Uite, colegii tăi așa spun, că ba din te duci în sus, ba în jos, ba pe la mijloc, așa abordezi toate zonele astea. Dar cum e cu inspirația asta? Deschizi butonul așa și curge pe țeavă sau vine câteodată, câteodată nu? Cum se întâmplă de regulă? Câteodată vine și atunci e foarte bine. Și altă dată vine încercând. Da. Deci nu e chiar așa simplu. Și câteodată încercând, mă rog, să tratez o anumită temă, să o descompun, să o recompun, vine și inspirația. Deci tot printr-un exercițiu, absolut, nu e așa o stare de grație, de tehnică, te lovește da. Și te lasă în niciun caz, nu. Într-o stare deci anume. Piesele care vin în inspirație le fac foarte repede. Poate că într-o oră sau două piesa e gata. Celelalte care sunt mai mult făcute cu tehnică, alea durează mai mult, dar cred că găsești acolo anumite... Deci asta e diferența. Da, da. Hai să auzim, mai vrem ceva. Pe să cred că ar merge muzica. O piesă scrisă chiar de George Enescu și să auzim cum a văzut Enescu apropierea asta de folclor și apoi folclor adevărat. Autentic. Da. Din ce zonă o să fie folclorul ăla autentic? Din ce zonă era asta? Păi... cred că Argeș sau ceva de zona asta. Da. 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 Ia. Deci vom avea acum un puțin fragment. Enescu, da? Un fragment din Enescu. După care va urma un brâu, unde domnul cu cobza mă va... acompania. Pentru o babă bătrână, nu? Ținisoara. Cu brâu de lână. Thank you.
să dau cu cușma de pământ. Serios, foarte tare a fost. Eu știu ce să zic, acum o să mă înjure lumea, dar mi-a plăcut mai mult decât Enescu. Eu pot să zic, bravo Ștefan. Da, corect, corect. Da, foarte frumos. Brâul ăsta m-a dat gata, am obosit puțin, dar sunt oricând gata să o iau de la capăt. Așa o să fie, da, în fiecare grădină din asta, în care veți cânta și mai și. Dar cu ce frecvență o să fie concertele? O dată pe săptămână, general, pe lună? Weekend, pe... Daniel. Chiar programul vi-l pot spune complet. Pe... În weekenduri în general. Pe 25 la Muzeul Satului, pe 26 local. Apoi în iulie, pe 1 iulie la Grădina Botanică, 2 Cărturești Carusel, 3 Grădina Viitorului, 15 Muzeul Satului și încheiem pe 22 în Grădina Botanică. Așadar și în spațiile convenționale, că am auzit... Da, grădini de vară cu cărți la ferestre, de vară, nu? E un proiect gândit, sigur, atât în spații emblematice și numesc aici Muzeul Satului și Grădina Botanică, spații emblematice ale Bucureștiului, dar și în spații mai noi, local, Cărturești Carusel, care e un spațiu frumos totuși într-o zonă istorică. Da, am văzut că acum e o modă să intri, nu știu, în spații în care nu te aștepți și să dai, iată, de instrumentiști care cântă muzică clasică. Nu m-ar mira... Avem și noi proiectul respectiv cu 5 minute de muzică clasică, da, pe la metrouri, prin RATB-uri, prin tot felul de spații în care îndeopște nu te aștepți să auzi așa ceva. Apropo de asta, Grădini de Vară, mă scuzați, Grădini de Vară este un proiect al Asociației Culturale Izvor, dar este un proiect coprodus de Radio România prin Radio România Muzical. Nu mă îndoiam! Da. Eram convinsă că ai noștri colegi pun numărul acolo alături de voi. Bun, mă aștept să vă găsesc nu doar prin grădinile bucureștene, cine știe, la un moment dat să vă văd și așa, ca în flashmob-urile respective pe care le mai vedem pe YouTube, nu? Când stă lumea frumos în metrou și dintr-o dată începe un omuleț să cânte la vioară, mai scoate cineva și saxofonul și tot așa. Ați urmărit flashmoburi de genul ăsta? Da. Minunate sunt. Mi se pare că așa, e ca un fel de oază într-o viață de mentă nebună pe care o ducem. Am făcut și noi. Serios? Și v-au ieșit? N-a fost chiar așa. N-a fost chiar un flashmob? N-a fost un flash, a fost mai mult mob sau nu știu. Mm-hmm. Am cântat înainte să mergem la New York, să avem un concert la ICR New York, am cântat la Otopeni. Și unde ați cântat? Ca la aeroport. Otopeni. Ah, la, pe aeroport. La, frumos, aeroport, frumos. Da. Uh-huh. Și în general a fost frumos. Lumea mai fugea de noi, alții mai veneau că nu înțelegeau ce se întâmplă. Asta e. Bine, oricum aeroportul e un spațiu special. Da, da. Oamenii au așa... Au Bine. Treabă acolo, e un lucru important. Da, 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 au ceva de făcut, se exact, grăbesc. Exact. Mă gândeam că ați fi putut reedita figura acum când vin ai noștri jucători, fotbaliștii. Nu? Pe aeroport să-i așteptați cu muzică frumoasă, o doină de jale, vorba colegei mele. Da, fug ei și fără ajutorul nostru. Nu. Credeți că n-ar gusta așa ceva? Cred că îi subestimați. Probabil că se pricep la muzică, la cultură, la alte chestii, mai puțin la fotbal. Totuși. Bine că nu sunt microbist. Nu sunteți? Nu. Niciunul dintre voi? Nu. Eu am văzut totuși, și am scris asta și pe Facebook aseară când m-am putut abține. Așa? Am văzut totuși că a dat România gol într-o reclamă. Da, nu zicem la ce. Reclamă. Nu zicem la ce, că nu ne sunt parteneri. Încă. Încă. Mă uitam aici la frumosul eveniment și găsisem... Așa, programul e accesibil pentru toate vârstele și gusturile. Publicul se va bucura să recunoască teme precum Am un leu și vreau să-l beu, Sârba lui pompierul, Văleu, lupul mă mănâncă. Și am constatat cu stupoare că eu habar n-am. Nu știu. Păi le știți sigur, dar nu știți că așa se cheamă. Aha. Le veți recunoaște cu siguranță. Toate sunt în cele două rapsodii de George Enescu. Aha, păi așa sunt spuneți. Sunt celebre temele, nimeni nu știe cum se numesc.
Păi poate facem noi acum o scurtă lecție de cultură pentru publicul ascultător. Da, și următorul ne-ar trebui toată formația pentru asta. A, da? Nu se poate așa? Varianta scurtă, doar cu un instrument sau două? Un pic, da, Daniel, dacă... Ștefan, și tu dacă vrei. Ce să încercăm? Sârba lui pompieru, țânțăraș cu cizme largi sau ce? Ce-ar fi de... Asta, mai simplu lui așa. Pompieru. Sârba lui pompieru, cum e? Frumoasă. Toate îmi plac. Asta e. Asta e. Rapsodia a doua. Cântă numai tema, nu... Sârba lui pompieru. Incredibil. Dacă așa îi zice. Serios. Așa eu fi zis pompieru. Foarte interesant. Și țânțărașul? Și se cheamă Sârba lui pompieru pentru că este a lui Constantin Pompieru. Iar țânțăraș cu cizme largi, sigur îl știți, dar nu știți că așa se cheamă. Ia să auzim. Temă cântată de violă în cadrul rapsodiei, deci... O știe toată lumea, dar evident că... Spune și pe aia că am un rău și vreau să-l beau. Normal, pe o limonadă sau ceva. Mai bine îl dăm pentru cumințenia pământului, cum l-am dat odată pentru Ateneu, pe leu ăsta, decât să-l bem așa, nu? Am un rău și vreau să-l Ateneu. Da. Mai mult mai bine. Am un rău. Asta sunt teme din, da, din rapsodiile. Ce este cel mai frumos, că de asta am spus că este inspirație. La un moment dat sunt aici tehnici de contrapunct. Deci este ceva splendid. Noi când am văzut piesele acestea, când a venit cu ele într-un draft, să zicem, începusem să cântăm și nu înțelegeam de ce nu știm de piesa asta, că e atât de frumoasă, că sigur e celebră undeva și cum de noi n-am apucat să o vedem niciodată. Și am cântat-o până la sfârșit, după care am rămas așa vreo două minute, ne uitam unii la alții, după care ne-am uitat toți la Cătălin și am zis că îi priește vacanța de vară în care stă și pritocește fiecare. Da, deci... Domnul Cătălin, jos pălăria. Mulțumesc. Deci domnul Cătălin are nevoie de o vacanță prelungită. Este foarte clară. Da, și când se întoarce. Da, și când se întoarce. Păi când se întoarce poate mai cânt un brâu, că tare mi-a plăcut ăla. Stai aici, Andreea, nu pleca nicăieri. Trebuie să mai prestăm un piculeț. Am una de jale. De jale? Dar nu ținem pentru finalul emisiunii, așa? De campionat. Hai să auzim, ia, hai. Dacă e de campionat, eu zic că...
Dar la ce te-ai gândit tu, măi, Cătălin, așa? Că viața e tristă, e și puțin bolnav, le afai departe, sau cum? Asta românul s-a gândit, e o temă populară. Sigur că românul. Zice, mor badiu să-ți moară dorul, așa zice la piesa asta. Ce-o fi vrut să zică? Cine poate ști? Cine poate ști? Oricum e abisal așa, da. Da. Păi totul ni se trage de la Miorița, sau cum? Da. Da? Cine mai știe de unde ni se trag toate? Când începe proiectul ăsta? Weekendul viitor? Pe 25? Da, 25. Sau când? Da, 25. Și prima oprire știți unde va fi? 25 la Muzeul Satului. Apoi, este și un târg în weekendul ăla? Da, e adevărat. Concertul nostru e integrat într-un eveniment mai mare, organizat de Muzeul Satului. Târgul de Sfinții Petru și Pavel. De unde o să fiți? Că e aglomerație mare acolo. Încercam să-mi dau seama. Pe scena mare. A, deci nu în aer liber? În aer liber, dar este o scenă acolo în Muzeul Satului. Muzeul Satului. Mă scuzați, eram cu gândul la MCR, la Muzeul Țăranului Român și nu știam unde este scena de afară, de acolo. Da, frumos la Muzeul Satului, după care următoarea, eu încerc să văd când veniți așa mai către mine, mai către Grădina Botanică. A doua zi la local, se cheamă locul, așa. Undeva pe Eminescu, un spațiu foarte frumos. Apoi pe 1 iulie la Grădina Botanică, pe 2 iulie Cărturești Carusel, 3 iulie Grădina Viitorului, iarăși Muzeul Grădina Satului Viitorului pe 15. Unde este Grădina Viitorului? Pe Strada Viitorului. E în București sau? Serios? Chiar în oraș. Perfect. Voi n-aveți nicio idee unde e, nu? Că veni sau... vorba, avem noi. Ne duce el. Intrați pe site-ul evenimentului grădindevară.isvor.ro. Foarte simplu. Și găsiți acolo detalii despre program, despre programul evenimentelor, despre ceea ce cântăm, despre tot. Da, dați-ne și noi așa câteva din secretele concertului. Ce imagini o să vedem? O să vedem așa imagini tradiționale, ciobanul de la stână, peisaje frumoase, sau e cu totul și cu totul altceva? La fel ca și... Despre ce-i proiecția video? Da, la fel ca și muzica, proiecțiile conțin imagini din atât din... Natură? Natură, da, să zicem. E o combinație de urban cu tradițional. A, deci vom avea și imagini din oraș, imagini urbane. Vom avea zburătoare, vom avea... Cărți. Cărți, da, pagini de cărți. Care plătesc. Trebuie să fie scris aici ca să explice mai detaliat. Da, pot povesti imaginile. Dar mai bine să le vadă cei care vor să vină, da. În momentul în care Cătălin face o piesă nouă, da. Chris este sunat și se spune că a apărut o piesă nouă. Nu, avem o ședință, o ședință de grup și negociem. Deci totul e gândit împreună. Mă gândesc așa că și imaginea astea, ar trebui să te scoată din starea ta de confort. Adică dacă auzi melodia respectivă și gândul tău te poartă către, ceva anume, imaginele respective să te ducă în altă parte. Adică da, Chris face, să te scoată face cumva asocieri, din... Face asocieri surprinzătoare, da, și pentru noi. Și de multe ori ne vine să ne întoarcem către... Asta ecran, poate, da. Dacă asta poate fi o găselniță pe Chris în de spectacol. Multe ori, când o să bage și subtitrare? Așa da. Păi să nu fie mult prea simplu. Adică de ce să dăm mură în gură totuși ascultătorului și privitorului? Dar mai povestiți-mi câte ceva despre voi. Ce faceți în timpul liber? Când nu sunteți străbătuți de inspirație și când nu prestați în concerte? Eu sunt profesor, conservator, sunt conferențiar. Cam asta fac. Eu sunt în orchestra de cameră radio, deci cam studiez, asta. Cânt, da? Iar studiez. Eu sunt graphic designer, ocazie cu care, dacă tot am zis-o, aș reveni la proiectul nostru cu grădinile. Parte din campanie este această mască,
Ce frumos! Am făcut un concurs. Arată-o la microfon. Foarte frumos. Nu, arată-o la cameră. Uite, sunt camerele acolo. Se vede? Ok, aici. Ok. Nu așa, nu așa. Cum o ține înainte? Până invers. Da? Da. E perfect așa. Care e mască, da, sau e papion, sau e fundă, mă rog. Da? Să știi că pot fi și cătușe. Deci dacă îți bagi mâinile prin... Ideea e că publicul e încurajat să se fotografieze cu această mască, să posteze imaginea pe net, pe Facebook, pe Instagram, cu hashtag Eu sunt Enescu. Uite, serios, dacă... Și participă la era ceva mai concurs. Mare vioara asta, puteai să spui mânuțele amândouă și spuneai că ești efectiv prins sub vraja muzicii. Nu mai ai scăpare. Foarte interesantă e chestia asta. Ți aparține? Da. Ok. Ne aparține. Nu e exclusiv ideea mea. A fiecare a venit cu ce a crezut de cuvință, cum să vă promovați într-un fel... Eu am venit cu eclisele de la vioară. Aha. Da, mi se pare foarte funny. Într-adevăr, vezi că ajunge până la urmă tot la modul în care îți promovezi eventul. Iar, iar concursul are ca premii următorul nostru album, care se numește Izvor George Enescu, album produs de editura Casa Radio. Iată, când? Ne întoarcem. Când va apărea? Albumul va apărea spre sfârșitul verii, deci cei care vor câștiga acum cu acest concurs albumul vor fi printre primii. După ce se întorc din vacanță, din concediu, vin și își ridică și imediat ce premiu. Piesă din producție ei îl vor primi primii. Albumul probabil că prin toamnă îl vom lansa oficial. Tu știi mai bine când... Nu, tot eu știu mai bine. Tot ești mai... Păi tot nu, sunt gata, bine. Totul e, albumul e în producție, e în lucru, da. A, deci tu te-ai... ți-ai terminat treaba, partea. Dar n-a fost așa ușor, că trebuie să înscriu toate piesele la UCMR ADA. Ba, deci aici este a fost partea mai complicată, îngrozitoare, da. Nu e îngrozitoare, dar e. Câte hârtie ai avut de completat? Nu mă întrebați. Uite, vezi că te-am întrebat toate, ce faci în timpul liber. Păi uite, mă duc 40. La UCMR ADA și scriu, completez hârtii. Da, că pe unele am și greșit și le-am luat de la început. Ce mai cântăm? Hai că vreau una de veselie așa și de cred că voie dacă bună. Mai vreți, de... trebuie să veniți la concert. Serios, nimic nu se poate. Bis! Calamările după, concerte. După cum bis. Spuneam, așa. Și vreau iar să subliniez genialitatea lui, a făcut o combinație foarte interesantă între toate instrumentele, astfel încât, în afară de piesele astea pe care le-ați auzit, restul nu pot fi cântate. Nu este o melodie acompaniată de niște note lungi la celelalte șase instrumente, ci este o îmbinare, temele se plimbă de la flaut, la oboi, la cello, la mine, la vioară, se mai duce la chitară, la cobză, astfel încât complexitatea lor fiind atât de mare, nu prea... Păi Cătălin, eu nu cred că e bine ce faci. Păi dacă se îmbolnăvește flautistul, ce faci? Îl facem bine și vine la concert, nu există varianta... Eu zic și pentru varianta restrânsă, așa, trei instrumente, în... Deja am epuizat cele trei instrumente astăzi. Nu, dar așa, pentru viitor să știi că, na, cât sunteți informație, apropo? Șapte. Șase plus video. Deci, aha, aha. Deci șase plus artistul... Fizu. Plus artistul video, da. Da, 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 șapte. Da, șase, hai că vă descurcați. Dar n-aveți și variantă restrânsă de trei? Avem chiar variantă extinsă de opt, tot cu Florin Ghenade, fotograful nostru. Și aveți și concerte în care sunteți Imago Mundi and Friends? Vă vin și prieteni? Să ne asculte. Vrea, da. Dar... Gen Smiley, Delia, ăștia? Nu, mulțumim, Connector. Am mâncat acasă. Păi dacă vorbim de fusion, nu? Nu ne mai miră nimic. Deci orice poate fuziona cu orice, până la urmă. Da. Te-ai gândit și la o chestie de-asta? Da, noi suntem deschiși la orice fusion. Orice colaborare, nu? Da. Zacuscă să fie bine. Și borcane să fie tot. Cu capac etanș, că rest nicio problemă. Spuneai ceva mai devreme că ați fost, povesteați despre drumul la New York. Cum, care e feedback-ul din străinătate? Cum sunteți primiți acolo? Există vreo diferență între omul foarte bine nostru foarte bine. Și omul de dincolo? Pentru că noi, în general, cântăm la Institutul Cultural Român sau, mă rog, spații în care ei își desfășoară activitățile
Și acolo vin în general români care trăiesc în țările respective și ei se bucură foarte mult să asculte muzica noastră, care aș vine din muzica populară. Asta dar zic, vin și străini, bineînțeles. Nu vin și ei cu un prieten, cu un coleg de serviciu, cu cineva din... Vin atât români, dar și cei de acolo... Spre exemplu, am cântat într-un festival în Spania, în Granada. Am cântat în... În Tunisia am fost la... Da. Bruxelles. Deci în diverse spații, mă rog, în diverse locuri unde evenimentul respectiv nu se adresează strict românilor de acolo. Comunității sau... da, românești. Păi dacă asta mă gândesc, da, Institutul Cultural Român, asta ar trebui să facă, să ducă muzica de aici românească, să o facă cunoscută și altora, nu doar pentru da, românii păi asta de și acolo. Face, sigur. Asta și face. Asta și face. De exemplu, în am cântat în Londra, am cântat în... Da, nu, categoric. Da. Cum? Ce cu Tunisia? În Tunisia am cântat la Tunis. Da? Da. Dar unde? În Tunis am cântat... Tot pentru români sau pentru... Nu. În Tunis am cântat cu sprijinul ambasadorului României în Tunis și, sigur, și cu sprijinul Institutului Cultural Român. Am cântat într-un festival local, mă rog, și publicul a fost, într-adevăr, aș zice că diferit chiar și față de, nu știu, de publicul din Londra, de publicul din... De ce, să mai aproape de muzica noastră sau de ce? Nu. Reacționează pur și, diferit pur și sau simplu ce fac? Au fost foarte, foarte entuziaști, foarte... aș zice că ține mai degrabă de temperament, nu știu. Și asta poate adică fi o... s-a terminat, că tot vorbeam de fotbal mai devreme, ca după meci, când, mă rog, veneau să-și facă fotografii cu noi. Și... Ați făcut schimb de tricouri sau ce? Doamne ferește! Păi de ce nu? Că doar se poartă! N-avem tricouri, noi cântăm în cămăși. Merge și așa, să știi. N-ar fi rău. Publicul este surprins și în egală măsură încântat, fără lipsă de modestie. Dar în definitiv să știi că nu e o chestie chiar așa de mirat. Dacă oamenii ăștia care sunt super tari în fotbal nu își schimbă tricourile între ei, pentru că oricine vrea un tricou de-al lui Messi, de ce nu și la artiști, nu? De ce să n-ai papionul unui mare artist? Încă, sau pana de la chitară? Încă nu avem numele sau... scris pe cămăși, da, da. Și atunci n-au o cămașă păi neagră. Nu con... Da, da, și... omul știe de la cine o are. Deci un fan noi, adevărat... Da, faceți și voi chestii din astea, aruncați în public? Cu diverse? Cum fac rockerii? Nu, serios! Eu, de exemplu, dacă aș arunca pana asta, așa? Că asta mi-a venit acum când mi-ați adus cafea. Îmi venea să, știi, să amestec cu ea. Deci, poate și-ar găsi o utilitate. Nu știu, asta de a amesteca cafea, dar dacă ai arunca pana aia cu care ai cântat tu la instrument, să știi că poate s-ar repezi unul să o prindă. Ea e? Așa, am luat-o de la Istanbul. Deci, serios? Da. Este pana de ud. Așa se numește? Ud este un instrument, da. Păi spune-ne că ne lași așa... Este o pană de un instrument. Deci care se numește ud. Eu chiar am crezut că este instrumentul cu care dizolvi zahărelul în cafea. Asta vă arătam, pana de cobză. Da. Așa arată. De la Istanbul. Da. Ud. Cum o să o arunc? Păi cum o să o arunci? În public, ca să se în bucure public. Cineva de ea. Bine, o să o arunc. Nu, mă, serios, uite, încerc și eu așa să-mi dau seama de ce nu faceți mai să fie concertele astea mai populare, așa, să devină mai populare. Uite, omul ăsta, ziceți că îmi scapă cum îl cheamă. Violonistul din Piața Constituției, cum îl cheamă, dragă? Andrei. Așa, Rio. Andrei. Și Rio pe deasupra. Mă, omul ăsta a făcut. Deci a făcut ce cam... A aruncat el nimic, dar mă rog, a aruncat așa o nadă și au sărit o să o prindă. Am avut aici la un moment dat cu o colegă de la Radio România Muzical o întreagă dezbatere, pro și contra Andrei Rio, știi? Și era lumea împărțită așa. Unii spuneau că e așa, doar un diletant, că nu e cine știe ce de capul lui și pentru că n-a putut omul să... n-a fost un virtuoz. Și-a marketat toată afacerea asta și o vinde așa ca pe un... produs de marketing, alții spuneau că nu, din contră, omul este un artist desăvârșit și e o plăcere să te duci să asisti la concertele lui. Până la urmă, poate fi și o chestiune de marketing asta, poate și, nu știu,
ideea asta de a-ți prezenta produsul într-o anumită formă să contribuie la succesul unei formații precum Imago Mundi. Vedeți, asta e frumos, asta e frumos, că e loc sub soare pentru toată lumea, adică, sigur. Uite, și chestia asta, asta, și cu chestia asta, voi asta faceți cu vioara asta, nu? De fapt. Exact. Cu masca asta, care poate fi folosită de oricine, în orice fel de mod, doar să ai, să fii inventiv să, și creativ până la urmă. Și asta este un mod de a vă promova... Da, cu siguranță. Afacerea. Vă feriți de cuvinte de asta dure? Afacere? Nu. Vreți să faceți și o afacere este, din muzică? Cu siguranță nu este o afacere, cu siguranță... Dar poate fi. Dar am vrea poate să fie. Cu siguranță da, poate zic, fi, da. Și voi mai pragmatici așa, că artă, artă, dar și arta e pe bani. Da, adevărul e că chiar mă bucur că ziceți asta. Poate de multe ori oamenii nu realizează că... artiștii... Trebuie și ei să mănânce. Exact, au și artiștii facturi la fel ca restul oamenilor și, mă rog, mașinile lor consumă benzină pe care tot de la pompă, așa, la fel ca toți ceilalți și așa mai departe. Pe de altă parte, sigur că să faci artă nu te împinge nimeni de la spate, faci ceea ce faci pentru că Așa simți, pentru că îți face plăcere. Pentru că nu poți altfel, bănuiesc. Îți place și vrei. Sigur că te aștept să fii apreciat pentru asta. Sigur că toată lumea își dorește succes, își dorește faimă și bani, dacă vreți. Te aștept să fii apreciat și să fii și cumpărat. Eu țin minte când era fiica mea așa de vreo 15 ani, că avea chestia asta, domne, mamă, dă-mi bani că vreau să cumpăr artistul, vreau să cumpăr albumul original, să trăiască și artistul. Deci mă enerva cumplit atunci, dar copilul gândea bine. Ideea adică... de comercial, mă rog, poate trebuie cumva clarificată. Să fii comercial înseamnă să vinzi acel produs. Că arta nu e entertainment, sau entertainmentul nu e artă, mă rog, e o discuție lungă și nu știu dacă putem neapărat să tragem o concluzie, dar cu siguranță să reușești să faci artă, să faci cultură și să și vinzi, e un lucru pe care cred că orice artist și-l dorește. Absolut. Păi, categoric, trebuie să și vinzi, nu? Până la urmă, na. Cred că nuanța importantă este să faci artă nu pentru comerț. Exact. Să faci artă și care apoi să se vândă. Dacă este invers, atunci este problema că tot spuneți de Andrei Rieu. Dezvoltăm puțin? Hai că încerc să văd în ce tabără te încadrezi. Adică produsul lui este un produs comercial. Da? Da. Asta e rău sau asta e bine? Ca să fie comercial. Da. Deci nu este pornit din, cum să zic așa, dintr-o efervescență spirituală, ci este făcut ca să vândă. Adică special cu acest scop bine declarat. Eu aș zice că nici măcar asta nu e, aș zice că nici asta nu e neapărat rău. Adică, repet, e loc pentru toată lumea sub soare. Păi inclusiv pentru ce ziceați mai devreme cu fuziunea cu Delia și așa mai departe. Fuziunea cu Delia, nu știu dacă se va întâmpla Imago Mundi cu așa, dar faptul că există Delia pe mine personal nu mă deranjează cu nimic. Nici pe noi, cred că pe nimeni nu deranjează. Dar mă gândeam apropo la ce spuneai tu, Cătălin. Nu e așa? Ai văzut. Mă gândeam la ce spuneai tu, că este un produs făcut special cu un anumit scop, da? Ăsta lui Andrei Rieu. Dar nu-i mai bine decât lumea să se ducă și să, nu știu, danseze din buric la pămanelele lui Guță. Mai bine să duce lumea și valsează frumos pe aici, muzica lui Rieu. Are și o parte culturală, și anume că promovează muzica clasică. Păi aia zic. Exact. Și după ce ai fost la Andrei în piață, pe urmă poate ți se face poftă să aprofundezi subiectul. Să-ți cumperi un best of muzică clasică. Da. Este foarte bine, aia zic și eu. Păi, ce să zic, eu vă mulțumesc foarte mult, ținem aproape. Când ajungeți în Grădina Botanică, sigur, sigur, mie în sudă vin să vă văd, că sunt extrem de curioasă, și să vă văd toate instrumentele. Alea, apropo, nu e omul și instrumentul, nu? E omul și mai multe instrumente. Da. Cam câte? Și instrumentele. Câte pe cap de artist, așa, cam câte două instrumente? Chitară și cobză, Ștefan are vioară și ceva de percuție. Da.
Eu am percuție și percuție. Percuție. Dar și percuție. Minim 20 de bucăți. Da. 20, mai serios, e o glumă ca sau om orchestră? Uite-l, era aici și făcuse astea plastice. Chiar aici, aia, cântă un pic. Astea-s două sau? La cum le numărăie? Păi astea-s două. Clopoței? Ăștia sunt vestiții clopoței sau cum se numesc? Sunt shakers, le zicem. Așa se numesc shakers. Da. Ca la bar, zice Andreea. Nu știu, eu nu frecventez, deci n-am cum să vă încurc. Mulțumim foarte mult pentru prezență. Au fost Cătălin Ștefănescu, Ștefan Barbu și Daniel Ivașcu de la formația Imago Mundi, formație de muzică veche. Imaginea lumii, asta înseamnă, nu? Mulțumim mult! Să aveți o zi pe gustul vostru și orice ar fi, nu puneți la inimă, nu merită. La revedere, ne-a făcut plăcere. Ciao! București FM. Știrile care îți vin la fix și genul tău de muzică.